Am zis că mă abțin astăzi să nu vin la office, dar am venit la office să verific tranzacțiile și am dat de o știre care o să vă răpească cam 3-4 minute din viața voastră. Nu vreau să vă țin mai mult. Să discutăm despre CBDC. A ieșit în fața CEO de la Binance și a zis câteva lucruri destul de relevante care reprezintă un maxim de interes pentru fiecare. Cel puțin dacă vreți să aveți contact cu spațiul cripto și vreți să aveți să faceți bani din spațiul cripto. Dacă vreți să faceți lucrul ăsta, mă abonați aici, pe canalul ăsta. Ce să faceți? Aici sunt cele mai relevante știri despre piața cripto. Ok? Numele meu este Robert Grecu și bla 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 bla. Știți intro-urile din video-urile trecute, chiar din video-ul de astăzi. Ok? Abonați-vă! Păsați pe clopoțelul ăla. Mergeți pe toate celelalte canale ale mele. Bun. Bine, hai să vedem. CEO-ul Binance consideră CBDC-urile ca fiind foarte pozitive pentru cripto. Ce sunt CBDC-urile? KZ, dar asta e prescurtarea numelui, că e greu de pronunțat. Changpeng Zhao. Îți trebuie lecții de dicție multe ca să pot să pronunț numele lui omul ăsta. În sfârșit, CEO-ul subliniază aspectele pozitive și negative pe care le vede din monedele digitale emise de instituții. Ok? În general, spune el, cu cât avem mai multe opțiuni cripto, cu atât mai bine. Cu toate acestea, în timp ce guvernele și autoritățile de reglementare caută să-și creeze propriile CBDC, el afirmă că, sau îi avertizează pe aceștia că se îngrădesc singuri. Ok? Libertatea banilor este principiul inerent cripto și blockchain. Încercarea de a pune restricții și bariere pe care le-am subliniat mai sus, zice el, înăbușă inovația și dezvoltarea tehnologiei, care cred că sunt vitale atât pentru economiile naționale, cât și pentru infrastructura globală de cripto și blockchain. Bun, haideți să vedem ce este CBDC, pe înțelesul tuturor. CBDC vine de la Central Bank Digital Currency. Ok? Ce este o monedă digitală a băncii centrale, mai exact? Monedele digitale ale băncilor centrale, CBDC, au apărut recent ca un subiect fierbinte în spațiul financiar. Asta e o știre de maxim interes, asta ne apropie de 3 minute, hai să încheiem. God bless you dacă ai rămas până aici. Ok? Băncile, instituțiile și guverne efectuează cercetări și analize privind fezabilitatea economică și tehnică a introducerii unei noi forme de monedă digitală și impactul acesteia asupra politicii monetare și fiscale. Ok? În termeni mai simpli, CBDC este prescurtarea de la Central Bank Digital Currency. Ok? Un CBDC oferă 3 elemente principale. Da, ok, deci avem 3 elemente principale. O monedă digitală, a doua, care e emisă de banca centrală și care are accesibilitate universală, adică pentru toți. De ce să emiți un CBDC? Ok, dacă o țară emite un CBDC, guvernul său va considera că aceasta este un mijloc legal, la fel ca monedele fiat, da? Atât CBDC cât și numerarul fizic ar fi recunoscute legal, asta e foarte interesant, și zic că e foarte interesant pentru adopția cripto, da? Deci ar fi recunoscute legal ca formă de plată și ar acționa ca o creanță asupra băncii centrale sau guvernului. O monedă digitală a băncii centrale crește siguranța și eficiența sistemelor de plată cu ridicata, cu amănuntul, practic. Ok? Ridicata. Da. Pe partea în gro, o monedă digitală a băncii centrale facilitează decontarea rapidă a plăților cu amănuntul. Ar putea îmbunătăți eficiența efectuării plăților la punctul de vânzare sau între două părți. Ok?
Da, deci CEO-ul de la Binance vine cu o știre destul de interesantă și el cumva este pro-CBDC, pro-introducerea sistemului CBDC. Însă cumva lucrul ăsta vine puțin în conflict cu tehnologia blockchain, da? Să treci de la un sistem decentralized, descentralizat la un sistem centralizat. Ok, acceptat de guverne. Într-un fel, lucrul ăsta e bine și asta afirmă și KZ, CEO-ul de la Binance, pentru că adopția ar fi mult mai mare. Mult mai mulți oameni ar prinde încredere în spațiu cripto și ar avea acces la piața cripto. Efectiv, deci adopția fiind, va crește exponențial astfel capitalizările de piață per total ar crește foarte mult. Bun, am zis că vă țin 3, 4, 5 minute, v-am ținut 6. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Până la data viitoare, vorba mea, toate cele bune!